prima dată vedem dacă avem cabina pregătită, ceea ce anunțăm și turnul, ușile siguranțate, închise, noi siguranțați, flapsul la jumătate, trimat, și că era sus, da. Deci trimat cum trebuie, frâna eliberată, parametri motor, puțin putem face și un magneto-check. A slăbit 50 de ture, 2 a slăbit 50 de ture, deci este ok. După care altimetru să-l pui pe 0, pe așa, asta așa și îi dăm drumul. Progresiv, nu cu maneta direct în plin, progresiv în plin, după care ridicăm roata de bord. Progresiv, deja de aici poți să-i dai în plin. Încerc să ridici roata nu prea mult. Uite, ținem așa. Nu cu unghi mare de incidență. Și aici îl așteptăm pe el să decoleze undeva la 8-10, uite deja s-a 90, s-a desprins. Aici, pe pantă, 110, motorul în plin, 110. Crește viteza, îl ridicăm, scade viteza, coborăm puțin. Uite. Da? Și pe direcție din palonier. La 300 de fiți, botul în jos, reduc la 4400, bag flapsul, îl trimesc din nou. Orice operațiune la flaps, îl trimesc. De aia e și pus unul lângă altul. Urcăm, îl facem exact, urcăm până la 450. Deja la 450 avem înălțimea aici să te poți întoarce în caz de ceva. Acum 90 de grade, am luat reper, fac virajul încet, nu ne grăbim. Menținem 4400, trebuie să urcăm până la 600 de fiți. Patrul, v-am la vedere, sunteți exact în fața, sunt exact în fața voastră. O să fac un orbit pe dreapta. Liniștit, suntem la distanță. Am ajuns la 600, iar iau reper 90 de grade. În cazul nostru, serele acum. Reduc la 4000 și rămân la orizontală. 1.7, liniștit, noi rămânem într-o tură de pistă. Te anunțăm după ce decolăm din nou. Roger. Am trecut de virajul 2. Mergem pe direcție. Menținem 600. Uite, suntem puțin în urcare. Îl mai trimesc să nu mai urc. Acum sunt și termice de căldură. E momentul în care să ne obișnuim și cu distanța față de pistă, înălțimea față de pistă, în cazul în care nu ne merge altimetru gen sau mă duc la alt aerodrom, să-mi dau seama față de pistă cum suntem, mai sus, mai jos, mai prea aproape. Uite, acum e ok, adică din punctul ăsta, dacă am oprit motorul sau orice altă problemă ar fi, am putea să ne ducem acolo fără nicio problemă în siguranță. Ne apropiem de virajul 3. Virajul 3. Uite, avem creștere. E o termică aici. Să fie și descendență imediat. Virajul 3 este 45 de grade față de aripă în spate și 20 de grade în jos. Ne reducem. Am ajuns la virajul 3. Asta e virajul 3. De aici reduc, am redus 90 de grade dreapta. Încet, iară nu mă grăbesc. Fac unghiuri aici de 90 de grade. 30 de grade, 25 de grade e perfect. Am venit pe reper. Am viteză 120 de km la oră, 110, putem scoate flapsul total, îl și trimăm. Un metru în coborâre e ok, ne uităm la pistă. Ne duc la 3000 și aici începem virajul iară la fel. Ne axăm pe axul pistei. Pot reduce de tot de aici.
undeva aici la în dreptul liniilor, trebuie să avem 400-450. Iar aici ne axăm pe ax și ne ghidăm către pragul dinspre noi. Pe aici perfect orizontal avionul, doar din palonier, stânga-dreapta. Vor încă 3-3-3. Aici îndulcim panta. Am ajuns așa la 1 metru, îl păstrăm la 1 metru. 4-8, un raport de poziție. 2 secunde. Facem și limita aia aici și de aici îi dăm drumul. Accelerez la 110, din momentul ăsta pot să mă ridic și îl țin. Așa. Deci aici, înturația de 4000 și la orizontală, acum avem o ascendență din cauza termicelor. Așa. Deci, mergem pe direcție cu bila la mijloc, încercăm să reducem puterea motorului. Progresiv ridicăm și botul avionului. Bine, important e să-l ținem pe 0 acolo. Vezi? Mai punem motor ca să-l ținem pe 0 acolo. Foarte important, din picioare, bila la mijloc. Uite, am ajuns la 80. Uite, asta e poziția. 80-70. Da? Acum scot și flapsul. Incremente să țin la 70. Aici trebuie să simt, uite, dacă reduc mai mult, trebuie să simt vibrația asta, uite. Vezi? Și s-a lăsat singur de bot. E bine centrat, are greutatea de față și se lasă de bot, se accelerează, băgat flapsul și mă întorc. Ridică botul. Îți pleacă bila. Uite-te față de orizont, îți iei un reper și să nu-l miști, la orizontală. Ca să-l duci până la 70, să simți vibrațiile alea. Mai redu, așa, botul mai sus, la orizontală. Așa, ține-l acolo. Așa, foarte bine. E mai sus puțin botul și picior. Așa, aici, aici. Ia uite, se simt vibrațiile. Aici e, 74, foarte bine. 70. Asta e, asta, aici trebuie să-l ținem. Așa. Și acum dacă reduc de tot, uite, o să vezi, se angajează și pică în față, se accelerează. Prinde viteză, tor, fac și flapsul și îl trimez pe dreapta. Da, așteaptă-l, redu de tot, stânga, nu mai înclina, te rog. Îl așteptăm aici și acum, asta ți-am zis, aici e limita aia. Uite. Ai văzut? L-am ținut acolo în limita aia, am ridicat roata de bot și acum îl frânez aerodinamic. Stimulare de oprire de motor. Reduc motorul. Botul în jos prima dată. Asta e prima. Să am 110-120. Și fac viraj către prag. Către prag. Nu mai mergem până la virajul 4, nu mai avem timp de nimica. Vedem dacă suntem prea sus, prea jos. În cazul în care nu prindem pista, găsim un teren pe lângă. Important să fim pe de-a lungul arăturii. Cum e terenul ăsta din stânga, de exemplu. Dar noi acum o să prindem. Mergem, ne axăm. Prea sus facem o glisadă,
Dar noi acum suntem bine. Uite. Jos. Așteptăm, îl așteptăm. Aici e limita care am făcut-o mai sus. Asta e limita aia. Și îl așteptăm aici. Uite, nu vrea să se așeze. Gata. Lăsăm așa aerodinamic să frâneze. Acum ușor cu frâna. Pus-o eu repede că depășeam